nici nu vă dați seama ce învăț extraordinar ăsta, să-i apropii pe oameni, nu să-i despărți. În numele prietenilor mei, aflați lângă mine, vă mulțumesc pentru splendida atmosferă din această seară pe care ne este dat să o trăim sub bagheta dumneavoastră. Mulțumesc și eu și vă doresc dragoste! Suntem răi și aroganți, zice Cristian B. Așa că referitor la surpriza pe care ne-ați promis-o, eu aș vrea să cred, zice Cristian B., că este vorba despre demisia domnului Emil C. Vă iubesc, zice Cristian B. Oricât ar părea de ciudat, eu nu reduc fericirea personală la nefericirea altuia. Așa că nu e vorba despre demisia domnului Emil C. Este vorba despre o prezență. Și anume, despre o prezență care va reieși din câteva versuri pe care le veți auzi acum. O prezență a unui mare artist român, unul dintre înainte mergătorii bunului gust, al bunului simț, unul dintre creatorii de cultură națională. Acum, cu primăvara la Brăila, să ne simțim un pic nemuritori și dinspre Dolj să vină Tudor Gheorghe trăgând de corța lui un par de flori. A venit la Brăila, la Cenacul Tomi Jughina, Tudor Gheorghe, un mare artist om. Era păcat, Tudore, să lipsești unei asemenea sări, unei asemenea mare oraș. Pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pădule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru sângele neamului tău curs prin șansuri, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru mânia scrâșnită în măsele, și ca să adun chiuit pe tăpșane o ploaie de cer, o căciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, așa ca să vei libertatea din ciuduri, din ea să te afund ca un cer în bulboane și zarzării tăi peste tine să-i scuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, așa ca să spui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobodă ți-s înainte. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru sângele neamului tău curs prin șansuri, pentru cântecul său țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri și funii. Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane și sus ca lumina din urma furtunii. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Aș vrea să rog pe Tudor Gheorghe să spună
numele poetului care a scris această poezie genială și soarta lui pentru această poezie. Radu G. a fost condamnat la moarte pentru acest poem, după aceea i s-a comutat pedeapsa la închisoare pe viață, unde a făcut, din care a făcut 18 ani bătuți pe mochie. Radu Gir. Radu Gir, un mare poet român. Tudor Gheorghe, ar fi păcat să pleci din scenă înainte de a cânta și o altă mare poezie pe care tu ai adus-o în conștiința publică în anii 70, și anume Ursul Românesc din Mihai Bărut. Și încă o dată vreau să spun eu aici că în ce privește datoria față de țară, nu contează că Radu Gir e poet care a făcut politică legionară și Mihai Benet e poet care a făcut politică comunistă. Contează că ei doi nu mai sunt și rămâne marea lor poezie. Aceste două mari poezii stau împreună în cultura română și în repertoriul lui Tudor Gheorghe. Nu există o descriere mai exactă a situației României astăzi ca marea poezie scrisă înainte de al doilea război mondial de Mihai Beniuc, Ursul Românesc. Ascultați și confirmați dacă e așa. Orașul râde și petrece, uiește în chiot, ură strada, boierul dă un leu când trece prin fața lui, jucând parada, dansează Ursul Românesc. E mare, ridicat în labe și blândă, fiara fioroasă, coaste slave, dar nu se lasă, nu se lasă, dansează Ursul Românesc. Prin nas i-au petrecut veligă, dar tocmai în mormă e urâtul, mai mormă e, dar nu prea strigă, că-i trage cu veriga râtul, dansează Ursul Românesc. De 2000 de ani dansează la obrii de pui în bied de codru. Codrul ăla tot visează, dar să mai scape, nu e modru, dansează Ursul Românesc. Orașul râde și petrece, uiește-n chion, urlă strada, boierul tău, leu, când trece, boierul tău, leu, în fața lui jucând parada, dansează Ursul Românesc. Dansează Ursul Românesc. Tudor Gheorghe revine în fața dumneavoastră pentru a primi aplauzele pe care le merită. Tudor Gheorghe, Brăina, primăvara anului 2000. Era o noapte a vieții noastre.
Acesta e cântărețul național Tudor Gheorghe. Ridicați stagul pentru că merită.